Stimați invitați, stimați participanți, doamnelor și domnilor, bine ați venit la acest eveniment organizat de Banca Națională a Moldovei, dedicat aniversării monedei naționale. Această festivitate de startul evenimentelor consacrate monedei naționale, 29 noiembrie, este o dată simbol. Astăzi, moneda națională împlinește 28 de ani. În cadrul acestei festivități, găzduite de Biblioteca Națională, vom omagia personalități notorii din domeniul culturii și literaturii, personalități care ne-au reprezentat cu cinste neamul de-a lungul istoriei. Astăzi vor fi lansate și o serie de monede comemorative. Cuvânt de salut are domnul guvernator al Băncii Naționale, Octavian Armașu. Dragi prieteni, astăzi marcăm aniversarea monedei naționale Leul Moldovenesc, care a fost pusă în circulație acum 28 de ani. Este o monedă tânără care în timp a reușit să prindă puteri și stabilitate, chiar dacă Republica Moldova, cu o economie în tranziție, a avut de înfruntat perioade dificile. Astfel, această aniversare ne oferă nu doar prilejul de a sărbători, ci și de a reflecta asupra experiențelor din trecut, asupra realizărilor din prezent și provocărilor din viitor. Punerea în circulație pe 29 noiembrie 1993 a monedei naționale a devenit parte a istoriei noastre, alături de alte atribute statale care ne determină ca țară suverană și independentă. Moneda națională, care nu doar este un atribut a statului, dar joacă un rol foarte important în economia națională. Credibilitatea monedei este o precondiție pentru stabilitatea financiară a unei țări. În context, voi menționa că în ultimii ani leul moldovenesc și-a redobândit încrederea. Preponderența leului moldovenesc a fost remarcată în depunerile și creditele la bănci. Aceasta s-a datorat măsurilor întreprinse de Banca Națională, care va continua să vină cu acțiunile necesare pentru a menține stabilitatea financiară în țară. Voi sublinia și faptul că moneda noastră este supusă unui proces continuu de modernizare. Sporirea calității monedei naționale și creșterea nivelului de utilizare a plăților fără numerar reprezintă unul din obiectivele strategice ale Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, în ultimii ani, se remarcă o evoluție spectaculoasă a leului moldovenesc în mediul plăților fără numerar. La sfârșitul anului trecut, 4 din 5 locuitori a Republicii Moldova dețineau un card de plată. Astăzi sunt în circulație 2,3 milioane de carduri de plată, de 2,6 ori mai mult decât acum 10 ani. Este o tendință vădit în creștere. Astăzi, cetățenii preferă să facă achiziții cu cardul de plată sau prin aplicațiile mobile la orice colț al lumii. Din numărul total al tranzacțiilor de comerț electronic efectuate cu cardul în trimestrul 3 anului curent, mai mult de 3 sferturi, adică 78%, sunt efectuate în rețeaua de acceptare de peste hotarele țării. Este un avantaj indiscutabil a plăților fără numerar. De asemenea, grație comodității în utilizare, în special în pandemie, numărul utilizatorilor sistemelor automatizate ce permit gestionarea conturilor la distanță este în continuă creștere. Astfel, în trimestrul 3 anului trecut, a fost înregistrat 2,5 milioane utilizatori, în creștere cu 33% față de trimestrul 3 anului trecut. De menționat că acum 5 ani numărul acestora era de 6 ori mai mic.
Din totalul persoanelor fizice care utilizează sistemele de deservire la distanță, 46% preferă aplicațiile mobile. În prezent, moneda națională trebuie să răspundă tuturor provocărilor complexe legate de transformarea sistemului financiar global, precum și schimbările structurale necesare economiei Republicii Moldova. Observăm o evoluție foarte rapidă în acest sens și provocarea mea în calitate de guvernator este de a contribui la procesul de digitalizare care în mod cert va duce beneficii economice țării noastre. Voi menționa că 29 noiembrie este o dată simbolică și pentru mandatul meu de guvernator. Anume, în ziua leumului moldovenesc, în urmă cu 3 ani, am fost numit de Parlament în această funcție, unde mi-am asumat angajamentul de a continua reformele în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional. Acel program s-a încheiat anul trecut, iar datorită eforturilor în mare măsură a echipei Băncii Naționale a Moldovei, au fost obținute progrese remarcabile. Țara noastră are astăzi bănci sănătoase, bine capitalizate, rezistente la șocuri, stabile și transparente. Legislația în domeniu a fost armonizată cu standardele internaționale și europene. Băncile dispun de lichidități suficiente pentru a susține inițiativele de afaceri viabile, familiile care își doresc condiții mai bune de trai sau tineri ca să-și facă studii. Astfel, reformele au ajutat băncile să reziste în fața provocărilor pandemiei și să sprijine economia și populația în acea perioadă dificilă. Așa cum am menționat, trăim în secolul vitezii și a inovațiilor digitale. Ne propunem și noi, la nivel de țară, să ne mișcăm în ritm accelerat pentru a moderniza sectorul financiar bancar. Ne-am asumat și rolul de a educa populația sub aspect financiar. Totodată, considerăm necesar să readucem mereu în actualitate ceea ce ne reprezintă ca neam și țară. În acest sens, a devenit deja o tradiție să consemnăm Ziua Leului Moldovenesc prin punerea în circulație a unor monede comemorative și jubileare cu semnificație cultural-artistică sau științifică. Ne dorim ca toate emisiunile să fie deosebite și să reprezinte prilej de a reveni sau de a ne documenta mai în profunzime asupra sensului pe care îl comportă fiecare monedă în parte. Căci monedele comemorative și jubileare sunt concepute și emise de băncile centrale ca piesă de artă monetară, dar și ca mesaj cultural istoric și de susținere a imaginii țării dincolo de hotarele acesteia. Astfel, întâlnirea noastră de astăzi la Biblioteca Națională, acest centru de cultură ce pune în valoare carte și oferă șansa cunoașterii, este mai mult decât simbolică. Astăzi sunt puse în circulație 4 monede comemorative și jubileare. 3 dintre acestea reprezintă dedicații pentru personalități de vază din domeniul literar și cel științific, iar una reflectă o raritate din flora țării noastre. În această ordine de idei, primele 3 monede îi comemorează pe scriitorul Vasile Alexandrii, omul de cultură Nicolae Iorga și savantul Eugen Coșeriu. Pentru evenimentul de astăzi este simbolic și faptul că în scoarul Bibliotecii Naționale se înalță statuia scriitorului Vasile Alexandrii. Moneda comemorativă consacrată, bradul de la Mircești, pe care Banca Națională o pune în circulație astăzi, accentuează rolul acestuia în evoluția tezaurului literar dramatic național în sfera politică și cea științifică.
O altă monedă comemorativă pe care o lansăm astăzi, o considerăm de zile mari, la fel ca pe toate celelalte. Este consacrată împlinirii a 150 de ani de la nașterea omului de cultură, Nicolae Iorga. Piesa monetară îi pune în lumină personalitatea de istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, om politic. Cea de-a treia monetă este dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea savantului Eugen Coșeriu, unul dintre cei mai importanți lingviști din secolul 20. Monedele comemorative și jubiliare au o semnificație clară estetică de promovare a valorilor radiate, iar uneori și de un caracter civic. Așa cum ar fi, de exemplu, în cazul monedelor din seria Cartea Roșie, acestea exprimă un apel la restabilirea și luarea de atitudine pentru protecția mediului natural. Moneda comemorativă din seria menționată, pusă în circulație astăzi, înfățișează o raritate din flora Republicii Moldova, popâlnicul nobil. În ultimii ani, Banca Națională a Moldovei recurge în unele emisiuni la prezentarea coloră a monedelor, care le dă un aspect deosebit. Nu voi oferi detalii, pentru că acestea urmează în prezentarea colegului meu. Vreau să precizez că monedele lansate astăzi completează colecția inițiată de Banca Națională prin emiterea cu 25 de ani în urmă a primei monede dedicate împlinirii a 5 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Aceste două evenimente istorice, proclamarea independenței și introducerea monedei naționale, sunt strâns legate între ele. Deoarece moneda națională este un atribut statal, fără de care nu este posibilă dezvoltarea social-economică a unei țări. Totodată, voi folosi prilejul aniversării de astăzi ca să le mulțumesc colegilor întregii echipe de la Banca Națională a Moldovei pentru progresele obținute în ultimii ani în sectorul bancar. Angajamentul Băncii Naționale rămâne unul ferm. Să fie în continuare o instituție independentă și să promoveze politici în beneficiul cetățenilor. Mulțumim și Bibliotecii Naționale pentru că a acceptat să fie gazda evenimentului de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule guvernator! În continuare, oferim cuvântul șefului Direcției Operațiuni cu Numerar, domnul Corneliu Crețu. Bună ziua tuturor! Cu adevărat, monedele comemorative emise de Banca Națională a Moldovei reprezintă o operă de artă monetară și se confecționează de cele mai dese ori din metal prețios, fie din aur sau de argint. Aceste monede se emit în tiraj restrâns și sunt dedicate unor personalități, locuri de importanță istorică, tradițiilor, științei sau artelor. Au valoare numismatică și pot fi folosite ca mijloc de plată. Monedele comemorative beneficiază întotdeauna de o estetică aparte și de o execuție specială, în care se acordă atenție fiecărei etape tehnologice. Aspectul particular estetic al acestor piese proof este dat de contrastul dintre desenul mat și fondul lucios. Obținerea acestui efect se face folosind o tehnică specială, prin sablarea diferențială și șlefuire se obține acest relief mat și fondul lucios al acestora. Și după un tratament termic, rezistența și calitatea suprafeței lucioase se măresc prin un proces numit cromare. Baterea propriu-zisă a monedelor se face într-o încăpere climatizată pe o piesă specială care poate aplica bătăi multiple la presiune controlată hidraulică. Controlul se face pentru fiecare monedă imediat după baterea ei. Deci prezentarea acestor monede se face în cutii de prezentare de material plastic sau din lemn și sunt însoțite de un certificat de autenticitate
și a conținutului de metal prețios. Astăzi, Banca Națională a Moldovei pune în circulație următoarele monede. Seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău este continuată prin moneda comemorativă dedicată împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alexandrii, poet, dramaturg, folclorist, om politic și diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și a literaturii dramatice în România. Este o personalitate marcantă pentru Moldova și România de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Moneda este confecționată din aur, are valoare nominală de 100 de lei și un tiraj de 150 de unități. În planul central putem identifica efigia lui Vasile Alexandrii, o carte deschisă, ramuri de copaci și trei păsări. De asemenea, inscripția Vasile Alexandrii, anii de viață 1821-1890 și inscripția 200 de ani de la naștere. Complexul sculptural Aleea Clasicilor este situat în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. Aleea Clasicilor se numără printre principalele atracții turistice. Sculpturile sunt înșirate de-a lungul aleii pe ambele margini ale acesteia și înfățișează personalități importante a literaturii române din România și din Republica Moldova. Complexul a fost construit în 1958, având pe atunci doar 12 sculpturi. Astăzi, Aleea Clasicilor cuprinde 28 de busturi amplasate pe pietre de granit roșu. Seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău a fost lansată în 2010, începând cu moneda Grigore Vieru, care a fost dedicată aniversării a 75 de ani de la nașterea poetului. Această serie se completează periodic cu monede consacrate scriitorilor. O altă monedă comemorativă din argint, cu valoarea nominală de 50 de lei, care va completa seria de monede personalități, este consacrată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, un om politic. Moneda este emisă într-un tiraj de 250 de unități. Pe reversul monedei, în plan central, putem identifica efigia lui Nicolae Iorga, un sul de hârtie pe care este inscripționat un citat celebru. Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Putem identifica o călimară cu o pană de scris. Inscripția Nicolae Iorga, anii de viață, 1871-1940. Banca Națională a Moldovei a emis seria personalități începând cu anul 2007 și în prezent include 28 de tematici cu diverse valori nominale, care sunt dedicate figurilor marcante ale istoriei, culturii, științei sau literaturii naționale. Seria Știință și Inovare este suplimentată cu o nouă monedă jubiliară din argint, dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea ilustrului lingvist Eugen Coșeriu, membru de onoare a Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, doctor honoris causa a 40 de universități din lume, autor a peste 50 de volume și sute de articole în mai multe limbi. Este unul dintre cei mai importanți lingviști ai secolului 20. Moneda are valoare nominală de 50 de lei și este emisă într-un tiraj de 200 unități. Reversul monedei, în planul central, efigia lui Eugen Coșeriu, imaginea unei mașini de scris, inscripția Eugen Coșeriu și anii de viață 1921-2002, iar în partea de sus este inscripția 100 de ani de la naștere. Această serie, Știință și Inovare, a fost lansată în 2017 și include monede dedicate oamenilor de știință, profesori,
pedagogi, ingineri și inovatori care au contribuit la dezvoltarea științei și îmbunătățirea vieții social-economice din Republica Moldova. Seria Cartea Roșie a Republicii Moldova se completează cu o monedă din argint cu valoarea nominală de 50 de lei, care reprezintă popâlnicul nobil, o specie de plantă ocrotită prin lege și este inclus în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Moneda este una color și are un tiraj de 300 de unități. În planul central este imaginea color a popâlnicului nobil, inscripțiile cu majuscule Cartea Roșie, Popâlnic Nobil și Hepatica Nobilis Mil. Este confecționată din argint, greutatea 22 de grame, diametru 35 de mm, tirajul 300 de exemplare. Spre final, aceste monede vin să completeze emisia anului 2021, și anume seria evenimente istorice care a fost lansată în august 2021 cu setul de monede 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și în luna septembrie 100 de ani de la inaugurarea Teatrului Mihai Eminescu. Cam atât ce am vrut să vă aduc la cunoștință. Vă mulțumim! După cum ați remarcat, una dintre monedele comemorative lansate astăzi este dedicată marelui om de știință, Nicolae Iorga. Moneda a fost emisă la împlinirea a 150 de ani de la naștere. Nicolae Iorga a fost un geniu. El a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului al XX-lea, rolul lui Voltaire, după cum afirma criticul literar George Călinescu. Dotat cu o memorie fenomenală, cunoștea istoria universală și, în special, istoria românilor în cele mai mici detalii. Savant cu renume mondial, a avut o activitate științifică prodigioasă. Nicolae Iorga este cel mai prolific istoric al românilor, autor al numeroaselor sinteze care au culminat cu istoria românilor în 10 volume, pentru care a fost numit pe bună dreptate cel mai mare istoric și savant român din toate timpurile. S-a ambiționat nu doar să scrie istorie, dar să și facă istorie într-o epocă de renaștere națională. Personalitate marcantă a culturii naționale, despre Nicolae Iorga nu se poate vorbi decât la superlativ. Iorga a lăsat posterității o operă extrem de vastă și valoroasă. A fost spiritul neobosit al politicii, istoriei și al culturii noastre. În continuare, oferim cuvântul doamnei Veronica Borș, director adjunct al Bibliotecii Naționale. Domnule guvernator, stimați oaspeți, onorată asistență, bine ați venit la Biblioteca Națională. În primul rând, este o onoare că ați ales Biblioteca Națională pentru desfășurarea festivității de lansare a monedelor comemorative și jubiliare emisia 2021. Este și o mai mare onoare și totodată responsabilitate pentru instituția noastră să deținem această monedă dedicată personalității marcante a culturii noastre naționale, Nicolae Iorga. Moneda comemorativă va îmbogăți colecția de monede din cadrul Bibliotecii Naționale și totodată avem mare responsabilitate de a reliefa și promova rolul istoric al marelui cărturar, a contribuției științifice, culturale, filosofice ale lui Nicolae Iorga. Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga și 81 de ani de la moarte. Personalitate excepțională a evoluției noastre românești, istoric, enciclopedist, patriot înflăcărat, membru titular al Academiei Române.
Nicolae Iorga este, cum ați menționat mai sus, cel mai prolific istoric al românilor, autor a numeroase sinteze, culminate cu istoria românilor în 10 volume, pentru care a fost numit cel mai mare istoric și savant al României din toate timpurile. Născut la Botoșani, absolvent al Liceului Național de Iași, continuă studiile superioare în străinătate, la Înalta Școală de Științe Politice din Paris, apoi Anglia, Italia, ulterior la Berlin și Leipzig, unde și-a susținut doctoratul în filosofie, mai apoi, la numai 23 de ani, devine membru corespondent al Academiei Române. A ținut diverse cursuri la București, la Sorbona, Paris și multe alte universități din mari orașe europene și din Statele Unite ale Americii. Fiind membru activ al Academiei Române, a inițiat și a contribuit la fondarea Institutului de Studii Sud-Est Europene, al Institutului de Studii Bizantine, Institutului de Istorie Universală. A editat și condus numeroase ziare și reviste, printre care Semănătorul, Neamul Românesc, Revista Istorică, Floarea Darurilor și altele, și a asumat sarcina de a proteja monumentele istorice ale României. Fiind în funcție de prim-ministru a României întregite, a întreprins reforma educației. A întemeiat societăți și fundații culturale atât în România cât și în străinătate, Școala Română și Casa Română de la Paris, Casa Română din Veneția și altele. Cunoscut în întreaga lume ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filosof al istoriei, a desfășurat o activitate științifică prodigioasă și a lăsat drept moștenire peste 1250 de cărți, 25.000 de articole și studii, circa 5.000 de recenzii. S-a remarcat și în viața publică, militând pentru democratizarea societății, pentru îmbunătățirea vieții și culturalizarea maselor largi de populație. A desfășurat o energică luptă împotriva violenței de pe scena politică. Iorga a acționat pentru educația morală, politică și culturală a poporului român. A fost ales membru a 10 de academii și instituții de peste hotare. I s-au acordat titlul onorific de honoris causa de la Paris, Roma, Oxford, Lisabona, Stockholm, Praga și altele. Nicolae Iorga a fost o personalitate cu spiritul neobosit al politicii, istoriei și culturii noastre. Biblioteca Națională a Republicii Moldova deține cea mai valoroasă colecție de ediții Antome, editate în timpul vieții, circa 350 de titluri de cărți, reviste, studii, etc. La fel, în colecțiile bibliotecii păstrăm și valorificăm zeci de titluri de carte editată post-mortem, ediții reeditate, publicații despre marele istoric Nicolae Iorga în diferite limbi. În contextul reconstituirii unor pagini din istoria românilor, în oglinda documentelor aflate în patrimoniul instituției noastre, Biblioteca Națională a organizat în anul curent expoziția Nicolae Iorga, Semănătorul de adevăr istoric, fiind prilejuită de aniversarea a 50 de ani de la naștere. Astfel, avem mare ocazie să reliefăm încă o dată rolul istoric al marelui cărturar, contribuției sale științifice, culturale, filosofice, a personalității Nicolae Iorga, în formarea și dezvoltarea tinerii generații din societatea noastră. Felicitări, aprecieri și mulțumiri Băncii Naționale pentru susținere și aportul considerabil la promovarea valorilor culturale ale neamului nostru. Vă mulțumim și cu această ocazie sperăm mult și în continuitatea parteneriatului nostru frumos de mai bine de 15 ani cu Banca Națională a Moldovei. Moneda comemorativă dedicată marelui om de știință Nicolae Iorga va fi înmânată Bibliotecii Naționale de către guvernatorul Băncii Naționale.
O altă monedă comemorativă lansată astăzi face parte din seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt și este dedicată marelui poet, dramaturg și folclorist Vasile Alexandrii la 200 de ani de la naștere. Vasile Alexandrii este reprezentantul cel mai puternic și cel mai complet al gândirii și simțirii românești. El a cântat toate dorințele și a plâns toate nevoile și necazurile românului și acel rege al poeziei veșnic, tânăr și ferice, ce din frunze îți doinește, ce cu fluierul îți zice, ce cu basmul povestește, veselul Alexandrii, după cum l-a caracterizat marele Eminescu în Epigonii. O personalitate distinctă, căreia Banca Națională i-a dedicat o monedă comemorativă, este Eugen Coșeriu. Savant de notorietate mondială, filolog, filozof al limbajului, un lingvist pentru mileniu 3, un gigant al lingvisticii de talie universală, Eugen Coșeriu spunea că nu a plecat niciodată din mihăilenii săi, ci s-a ridicat deasupra lor și a ridicat, de fapt, mihăilenii, Basarabia și România în universalitate. Eugen Coșeriu este un exportator de cultură, tradiție și spirit românesc pe piața internațională, culturală și științifică. Pentru prezentarea acestui mare savant, îi oferim cuvântul doamnei Nina Corcinski, directorul Institutului de Filologie Română Bogdan Petricecu HD-ul. Distinse domnule guvernator Octavian Armașu, onorată asistență, stimați colegi, vă mărturisesc că acest eveniment este deopotrivă o bucurie și o onoare pentru întreaga comunitate filologică din spațiul nostru, pentru Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu, HD-ul inclusiv. Moneda comemorativă Eugen Coșeriu, 100 de ani de la naștere, este un gest de o mare putere simbolică. Este un gest care dovedește faptul că basarabeanul nostru ilustru, că distinsul nostru basarabean, cunoscut în toată lumea, drept unul dintre cei mai importanți lingviști, savanți ai secolului 20, este în sfârșit cunoscut și apreciat și la el acasă. Dragi colegi, Eugen Coșeriu este un creator de școală lingvistică, așa este cunoscut el în lume, de marii savanți ai lumii, drept creator de școală lingvistică, care și-a creat propriul sistem metodologic, regândind bazele teoretice ale lingvisticii și reinterpretând pozițiile predecesorilor săi. Mă refer în special la Roman Jakobson și la Ferdinand de Saussure. Eugen Coșeriu este unul dintre exponanții rarissimi, excepționali ai unei culturi, ai unui popor, care au reușit să devină personalități modelatoare în plan universal. Format la Bălți, la Iași, Milano, activând la Tübingen, Uruguay, Eugen Coșeriu și-a prezentat prelegerile de lingvistică la marele catedre ale lumii, la marele catedre filologice din centrele universitare internaționale, unde a fost invitat să formeze discipoli, să-și împărtășească cunoștințele și a predat la Tübingen, a predat la Frankfurt, Mexic, Bonn, Strasbourg, Montreal, la marele centre universitare din lume. A fost și la Chișinău, a produs o impresie foarte puternică printre filologii noștri. Gândiți-vă, dragi colegi, că era un poliglot desăvârșit, cunoștea în jur de 40 de limbi,
Știa cum sunt construite aceste limbi, cum funcționează, care este mecanismul de funcționare și le vorbea fluent. Și gândiți-vă ce spectacol de erudiție, ce spectacol polifonic crea Eugen Coșeriu la marele conferințe internaționale când răspundea în limba în care era întrebat. Deci a fost un savant de geniu și noi nu avem prea mulți din aceștia și trebuie să-i prețuim, nu-i așa? Eugen Coșeriu a scris peste 300 de studii științifice. A fost, să știți, și prozator. A scris și poezie. E încă de descoperit și savantul, și poetul, și prozatorul Eugen Coșeriu. A scris în franceză, italiană, germană, spaniolă. A fost tradus în marele, în multe, multe limbi ale lumii. Și este doctor honoris causa a 40 de universități din lume. Este, cum bine a spus doamna moderatoare, un lingvist pentru secolul care vine, deci încă urmează de cunoscut, de descoperit opera științifică a lui Eugen Coșeriu. Modul în care a reinterpretat Coșeriu bazele lingvistice, bazele teoretice ale acestei științe, modul în care a oferit noi repere de cercetare a limbajului, noi direcții de cercetare a limbajului, a revoluționat această disciplină a lingvisticii. Studiile lui Coșeriu au devenit carte de căpătâi pentru lingviștii din întreaga lume, repere științifice pentru lingviștii lumii. Nu este deloc puțin acest lucru. Dragi colegi, anul acesta la Chișinău s-au organizat mai multe activități de comemorare a lui Coșeriu. S-au organizat conferințe internaționale la Universitatea de Stat, la Universitatea din Bălți, Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul a organizat cu Universitatea de Stat în Chișinău, cu Universitatea din Bălți și cu institutele academice din România, dar și cu Institutul Limbii Române din București și cu Universitatea din Tunisia, cu mai multe centre universitare, o mare conferință, Filologia modernă, realizări și perspective în context european cu genericul Eugeniu Coșeriu, 100 de ani de la naștere, limbajul ca sumă de valori. Timp de două zile au fost prezentate în cadrul conferinței prelegeri, comunicări despre opera științifică și literară a lui Eugen Coșeriu. La Bălți s-a scris o carte despre Eugen Coșeriu, o carte coordonată de distinsul lingvist Gheorghe Popa, editată de editura Știința. La biblioteci s-au organizat manifestări Coșeriu și evenimentul de astăzi, moneda comemorativă Coșeriu, un gest atât de frumos al Băncii Naționale, este de drept un mod onorant de a încheia anul Coșeriu și când zic de a încheia, nu mă refer la o închidere, ci la o deschidere de noi perspective, de interpretare a creației lui Coșeriu, de noi apropieri și reapropieri, lecturi și relecturi ale operii științifice și literare ale lui Coșeriu, pentru că, dragi colegi, Eugen Coșeriu ne-a lăsat un mare patrimoniu și e încă de descoperit. Vă mulțumesc, cald de mulțumiri, domnule guvernator, Băncii Naționale, cum spuneam, este un gest care ne emoționează și ne sensibilizează foarte mult. Vă mulțumim pentru această frumoasă prezentare. Moneda comemorativă dedicată marelui lingvist de talie universală Eugen Coșeriu va fi oferită Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul de către guvernatorul Băncii Naționale. Încă
o monedă pe care o lansează astăzi Banca Națională face parte din seria Cartea Roșie a Republicii Moldova. Populnicul nobil este o plantă pe cale de dispariție. Mesajul monedelor din această serie este unul puternic, mai ales acum, în contextul poluării, încălzirii globale și al schimbărilor climatice. Să ocrotim natura și natura ne va ocroti pe noi. Oferim cuvântul domnului Ion Roșca, directorul Grădinii Botanice Naționale. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule guvernator. A doua oară sunt la prezentarea monedelor. Data trecută am venit simbolic sau generic, mai bine vorbind, cu Cartea Roșie, deci am adus-o pe viu, în ideea că cu regret constatăm că din ediție în ediție Cartea Roșie devine tot mai groasă și pe de o parte ne bucură faptul că dumneavoastră mențineți ritmul editării monedelor comemorative din Cartea Roșie, dar pe de altă parte ne îngrijorează că numărul lor crește din an ce trece. N-am să mă refer despre popâlnicul nobil, despre hepatica nobilis, dar mi-a venit o idee. Din moment ce astăzi nu am cu mine Cartea Roșie, că, deci am venit cu ea data trecută, sugerez sau vin cu ideea, sau cu inițiativa, mai bine spus, ca următoarea ediție să o petrecem în Grădina Botanică, deoarece, vedeți cum, se armonizează foarte frumos, înțelegeți, monedele pe care dumneavoastră le lansați. Instituția publică, Grădina Botanică, Institutul Alexandru Ciubotaru are și ea o istorie de peste 70 de ani, deci este una dintre primele instituții din domeniul cercetării și am impresia că va fi și sper că o să dați curs acestei inițiative. Vom avea o lansare tot atât de spectaculoasă, frumoasă și cu oaspeți aleși. Vă mulțumesc încă o dată pentru idee, vă mulțumesc pentru faptul că toți colegii cu care am lucrat asupra editării acestei monede au fost foarte meticăloși, au luat în calcul toate recomandările pe care le-am avut, deoarece este foarte delicat de a edita o monedă și a reda esența sau elementul decorativ în primul rând. Vă mulțumesc și sper să ne revedem la edițiile următoare. Vă mulțumim! Moneda din seria Cartea Roșie a Republicii Moldova va fi înmânată, donată Grădinii Botanice Naționale. Vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru implicare. Mulțumim Bibliotecii Naționale că a acceptat să găzduiască acest eveniment. Vă mulțumim tuturor care ne-ați urmărit. Evenimentele dedicate aniversării Monedei Naționale continuă la Banca Națională, la Muzeul Băncii Naționale și la Universitatea de Stat a Moldovei. Vă așteptăm la Banca Națională!